tarabele din piețele din Mehedinți au apărut deja primele roșii românești. O familie de producători a reușit să fure startul, iar legumele lor sunt singurele din producția autohtonă în acest moment, la vânzare în județ. Am pus un soi foarte bun la gust, roditor. E roșia bună, cum e roșia noastră românească, cu gust de roșie românească. Sunt foarte roditoare și am preferat soiul ăsta că iasă de vreme. S-au cocut foarte repede. Da, se coace foarte repede. Și producție. Nu sunt mari așa, să fie exagerat de mari, dar eu zic că sunt bune, foarte bune. Ia uitați. Ce... Și roșii, și roșie la mijloc, nu e verde, să aibă marginile verzi. Uitați-vă ce... Foarte bune, foarte dulci. Acest legumicultor din satul mehedințean Viașu, cu mâna pătulele, a reușit să scoată deja roșii românești, proaspete și gustoase pe piață. A aplicat pentru programul Tomata și a investit o sumă considerabilă pentru a putea devansa termenul de coacere a legumelor. Acum că este primul producător care a ieșit cu legumele la tarabă, prețul de vânzare este dat chiar de el, 15 lei. Cu toate acestea, odată cu apariția și altor roșii pe piață, prețul va scădea considerabil. Noi am lucrat pe afară, vreo 11 ani am fost plecați, amândoi, familia, și la un moment dat am renunțat și am venit acasă. Ne-am retras acasă și am zis, băi, trebuie să punem mâna pe ceva, să facem ceva, nu putem să ne ducem la servicii, pentru că în ziua de astăzi, pe la servicii, părerea mea este că pierzi timpul. Și am zis, hai să facem ceva acasă, ori ne apucăm să facem zootehnie, adică animale, ori dacă nu, agricultură. Acum, dacă noi am lucrat ceva agricultură pe afară, hai să facem agricultură, am ales să facem agricultură. Și cum merg lucrurile? Mulțumiți? Doamne ajută, merg bine. Deci până în momentul de față, nu pot să mă plâng. Nu am nici cantități industriale ca să pot să arunc din marfă sau să mai știu eu ce. Deci faceți vânzare, eu mi le vând. Noi le facem, noi le producem, noi ni le vindem. Mergem la piață, stăm și la piață, le vindem și nu ne văităm că am pus, de exemplu, nu știu câte zeci de arii de castraveți, după care urmăm să mergem, că ați văzut pe la Braniște cum s-a aruncat castraveți. Nu, punem mai puțin și chiar dacă ar fi să punem în cantități industriale, n-am putea pentru că nu-i forță de muncă. Munca este una grea, însă atunci când se îmbină cu pasiunea, obții mereu rezultate. Atunci când îți vezi visul împlinit, nu mai vezi efortul depus. Iar gândul de a mai părăsi țara este dat uitării. Secretul anul ăsta cu roșiile este această centrală. Am studiat puțin, am văzut și noi cum fac, mai exact vă zic, cum fac cei din Olt, că acolo e un bazin legumicultor. Am investit puțin și noi și uitați că avem și rezultate. Cu toate că am investit foarte mulți bani. Vedeți, această folie este folia termică pentru dublură, mărginare, iar acolo avem și asta e o investiție. Plus aici, tubulatură, centrală. Bani mulți, dar foarte mulți. Mai repede la piață. Foarte mulți. Adică vindeți și la un preț mai bun. Da, vinde la un preț bun. Deocamdată vinde cu 15 lei kilogram. Să dea Dumnezeu să țină încă 2 săptămâni până iasă cei din urmă cu ele, că vă dați seama, ori să iasă cu roșiile și o să începem să le scădem prețul. Am aplicat pentru programul Tomata, foarte mulțumiți. Sperăm să luăm și noi ceva bănuți ca să putem să mergem mai departe. Investiția e mare și trebuie să acoperim din cheltuieli. Cheltuielile mari, încălzirea foarte mult, curentul care s-a scumpit. Ce să facem? Ați și reușit să le scoateți foarte repede la piață? Da, noi am reușit să le scoatem foarte repede pentru că am și investit. Le-am semănat în 15 de decembrie și le-am pus în pământ aici, le-am plantat în 8 de februarie și le-am scos în 2 mai. În 2 mai deja am cules. Cu 2-3 săptămâni mai devreme decât ceilalți producători. Da. Ceilalți producători au pus mai târziu, când au avut sistem de încălzire cum trebuie și au pus mai târziu, decât să înghețe și noi. Am băgat foarte mult foc ca să nu înghețe, că a fost timpul foarte dificil. Cât de mult vă ajută banii ăștia pe care îi oferă foarte, statul? Foarte mult, foarte mult, pentru că sunt bineveniți. Cum să nu? Sunt niște bănuți care
sunt bineveniți. În județul Mehedinți au accesat programul Tomata peste 100 de legumicultori. Termenul limită la care trebuie să apară roșiile pe piață din acest program este 10 iunie. Mehedinți, programul Tomata se desfășoară foarte bine. Avem un număr de 130 de înscriși, din care au rămas 128, 2 s-au retras, probabil nu au îndeplinit condițiile de eligibilitate. Programul se desfășoară bine, deja un producător a ieșit pe piață. Sperăm că în zilele următoare să iasă și ceilalți. Condițiile din această primăvară au fost totuși dificile, a fost mai frig decât normal și atunci mijloacele de încălzire n-au funcționat la capacitate maximă și cu efecte dorite. Și atunci va exista o oarecare întârziere, dar sperăm să se recupereze acum odată cu încălzirea vremii și până în data de 10 iunie, așa. Odată cu apariția unei game mai variate de roșii din producția autohtonă pe piață, automat și prețurile vor scădea.